Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Ștefan Vieru, teolog și viitor medic, face voluntariat la Urgență Onești. S-a dat startul campaniei de prevenire a cancerului de col uterin. Veste bună pentru elevii școlii George Enescu Moinești, s-au finalizat investițiile de 1,5 milioane de euro. În ședința legislativului local al municipiului Onești din luna august, primarul municipiului Onești, Victor Laurențiu Neghină, a venit cu noi precizări în ceea ce privesc materialele de construcții depozitate în diferite locuri din localitate. Mai multe detalii urmăriți în materialul următor. Domnul Zazu. Din complementa de a informa aceste schemă oriștieni cu acea platformă există și este funcțională, deja apar în anumite zone din oraș, saci lăsați cu deșeuri de construcții și au de ce nu știu sau nu vor să știe. Pe lângă anunț și cu măsuri coercitive în cazul în care e grupul de dus sau lăsați de apucă. Astăzi reprezentantul ADIS a... E sezon de construcții și... Am invitat astăzi reprezentantul ADIS și a și fost la Onești pentru a îmbunătăți acea platformă. Ne-am lovit de multe alte probleme. Am rezolvat o problemă și am creat mai multe. În materiale de construcții nu intră azbo, ciment, vată minerală, polistiren și acum, tot cu dânsul împreună, căutăm soluții să ne aducă alte containere pentru a selecta cei care vin și pe această cale îi fac anunțuri, dar voi publica și un regulament. Trebuie să vină cu aceste materiale radioactive separat aduse la... Nu se amestec azbociment, cum spuneam, azbociment, vată minerală, polistiren și mai sunt cinci materiale, cinci reziduri din construcții care nu intră în rezidurile din construcții. Dar sigur ne vom... O vom pune cât mai bine și nici ei n-au știut de problema asta în momentul în care am dat drumul. Fiu un pionerat în acest domeniu și îmbunătățim de la zi la zi. Și cu siguranță vom face cât mai bine public regulamentul. Mulțumesc! Ștefan Vieru, teolog și viitor medic, face voluntariat la Urgențe Onești. Se întâmplă la Onești, la Spitalul Sfântul Ierarh Dr. Luca al Crimeii. Un student voluntar, viitor medic la urgențe în Onești, biserica și spitalul într-o inimă de tânăr. Sunt împreună cu Ștefan Vieru, teolog și viitor medic, membru ator, voluntar la Masa Bucuriei, scrie pe Facebook preotul Ioan Bârgăoanu, protopop de Onești. Ștefan este student la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul București și student la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila București. Postez nu pentru slavă de șartă, ci pentru a lua repere de muncă, educație creștină și civism, binele care trebuie știut. Felicitări tinerilor harnici și credincioși, a mai scris pe Facebook preotul Ioan Bârgăoanu, protopop de Onești. Joi 26 august, de la ora 15, pe stadionul Uzul din Dărmănești, a avut loc conferința de presă susținută de către primarul orașului Dărmănești, Constantin Toma, viceprimarul orașului Dărmănești, Paerele Cosmin, împreună cu Diaconescu Marius și Nicoleta Manea. Temele conferinței de presă au fost prezentarea celei de-a doua ediții a Festivalului Internațional de Blues de la Dărmănești, Open Air Blues in the Garden Festival, și prezentarea primei ediții a Festivalului de Blues de la Târgu Ocna, Salt în Blues. Detalii urmăriți în minutele următoare. Bine ați venit la Dărmănești, suntem în preambulul, să zic, evenimentului care va avea loc la Dărmănești în acest weekend. Și vorbim de Festivalul de Blues, Festivalul Internațional de Blues, a doua ediție, și Târgul de Produse Tradiționale la a patra ediție. Suntem pe stadionul Uzu, orașul Dărmănești, împreună cu o parte din organizatori. Eveniment care, așa cum spuneam, și anul trecut s-a desfășurat în această locație și sperăm ca în acest an, odată cu relaxarea măsurilor privind combaterea COVID, să fie mult mai deschis, mult mai lejer și mult mai primitor.
Urez tuturor celor care vin la Dărmănești o ședere plăcută, să se bucure de viața normală pe care ne-o dorim cu toții să o trăim, de muzică de cea mai bună calitate, de produse tradiționale care ne place nouă să spunem că sunt de cea mai bună calitate după rețete de poate sute de ani și să se reîntoarcă acești iubitori de muzică ori de câte ori își amintesc de noi. Mulțumesc dumneavoastră pentru prezență și îl rog pe Marius Diaconescu să ne spună despre esența acestor evenimente. Bună ziua, bine ați venit la Dărmănești. Organizăm anul acesta a doua ediție a Open Air Blues in the Garden Festival, un eveniment pe care ne-l dorim a fi unul memorabil care să rămână în memoria locuitorilor din Dărmănești, pe Valea Trotușului și a celor care vin din părțile țării. Anul acesta am dus proiectul inițial început anul trecut în plină pandemie și pe care cu sprijinul autorității locale l-am dus la bun sfârșit, primind chiar laude din partea jandarmeriei și a ISU referitor la organizare și la modul în care am reușit să ținem sub control situația. Ducem un pic mai sus anul acesta și spunem proiectului Trotuș Veli cam în vizit, adică așteptăm mai multă zona aceasta, o zonă plină de istorie și de magie. Vrem ca pe lângă istoria și magia vremurilor să alăturăm și magia muzicii și să spunem povestea Văii Trotușului, care de fapt este o poveste despre oameni, locuri și fapte. Produsele tradiționale care vor fi expuse la a patra ediție a târgului de produse montane la porțile Nemirei Tradiții și Obiceiuri sunt produse făcute în gospodăriile proprii, după rețete de sute de ani, produse apreciate atât la nivel local, cât și la nivel național și anul trecut la nivel internațional prin artiștii care au participat și sperăm să obținem aceleași laude și anul acesta. Avem un line-up generos la Dărmănești pe 3 zile. Mâine vom avea deschiderea cu Ride On Band din România, Steph Paglia din Belgia, Marius Dobra Blues Band din Austria și vom închide seara cu Arthur Menezes din Statele Unite. În a doua seară, o seară a doamnelor, Ladies Night, vom deschide cu Mary Lee and Axis România-Serbia, vom continua cu Aminda Nomade și Rareș Totu Midnight Sun România, apoi Joanna Jenkins din Statele Unite și vom închide seara cu Jesse Lee and the Alchemist din Franța. În a treia zi, ziua de final, The Final Night, vom deschide cu The Southern Cockroachers România, Luke Garu, Serbia, Rareș Totu Midnight Sun și Dian Bauman și seara o vom închide cu Big Daddy Wilson din Statele Unite. Așadar, un line-up generos și ne dorim să scriem povești și anul acesta, așa cum am reușit și anul trecut, pentru că noi, cei care ne-am băgat în proiectul ăsta, l-am gândit ca fiind un proiect pentru tineri, în primul rând, dar nu numai, dar pentru tineri, în primul rând, pentru a oferi o alternativă la ceea ce există astăzi pe piață. Gândul nostru a fost întotdeauna de a ne împotrivi acelora care îi desconsideră pe tinerii de astăzi și îi văd, știu eu, fie prea atașați de internet sau de cultura, mai puțin cultură, ca să spun așa, neacademic. Și atunci am zis, înainte de a-i judeca prea aspru, hai să ne gândim ce le-am oferit. Și atunci încercăm să facem proiecte interesante care să fie o motivație pentru tineri. Și să-mi permit doar câteva secunde să spun o poveste frumoasă de anul trecut cu un tânăr care nu avea absolut nicio legătură cu niciun instrument muzical. Părinții vreau să-l învețe, să învețe să cânte la un instrument, da? Și
Cluia. Părinții l-au luat cu el la festival și după ce s-a terminat festivalul a dorit să chitară. Și am spus că dacă măcar un copil am reușit să-l aducem către muzică, atunci ne-am făcut job-ul, ca să spun așa. Ne dorim ca povestea asta să continue mai departe. Cam asta e despre Open Air Blues in the Garden. Dar dacă am spus că e totuși velic, am în vizit, anul acesta facem și scena a doua în Mina Salina, de la ora 11 la ora 14, două concerte amplact, acustic, într-o sală extraordinară din Mina Salina, sala Florin Piersic, iar în a treia zi, de la ora 15, la Centrul Cultural Ion Talianu din Târgu Ocna, o să avem la fel două concerte acustic și amplat. În a treia zi vor concerta Vali Răcilă și Marcian Petrescu și Mihai Tagoi. S-a dat start campaniei de prevenire a cancerului de col uterin, miercuri 25 august, de la ora 14.30. La Sala Mare a Palatului Administrativ s-a desfășurat conferința de lansare a proiectului OncoPrev, o caravană mobilă de depistare, diagnostic și tratament precoce a cancerului de col uterin, ce va povosi în Bacău pe 29 septembrie. O fost prezenți prefectul județului Bacău, Leonard Bulai, primarul municipiului Bacău, Lucian Daniel Stanciu Viziteu, Ionuț Măriuței, coordonator dr. Geta Drăghici și consilierul local Ana Groza. Practic, băcăuancele cu vârstele între 25 și 64 de ani se vor putea testa pentru depistarea cancerului de col uterin. Testarea va fi absolut gratuită și destinată persoanelor care nu au asigurare medicală. Persoanele la care apar suspiciuni vor continua investigațiile și tratamentul absolut gratuit. Înscrierile se fac la numărul de telefon 0372-777-859, prin e-mail la adresa de contact arond@dasbacau.ro sau prin adresare la medicul de familie. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin programul operațional Capital Uman 2014-2020. Este derulat de către Institutul Regional de Oncologie din Iași împreună cu Fundația Enable și cu sprijinul autorităților locale. Este vorba de Primăria Municipiului Bacău, Instituția Prefectului și Direcția de Asistență Socială Bacău. Caravana va fi amplasată în fața prefecturii. Nu pot să ratez ocazia să reamintesc faptul că există profilaxie pentru vaccinarea împotriva tulpinii oncogene HPV. Aceasta se adresează atât persoanelor de sex feminin cât și sex masculin cu vârsta între 9 și 45 de ani și încă un aspect mai puțin cunoscut pe care vreau să-l subliniez, că prin simplul act al nașterii, bebelușii sunt expuși îmbolnăvirii cu virusul HPV, a precizat în cadrul conferinței de presă Ana Groza, consilier local. Detalii în minutele următoare. Câteva aspecte medicale legate de cancerul de col uterin și de importanța profilaxiei în această patologie. Din păcate, suntem una dintre țările din Europa cu incidență în creștere a cancerului de col uterin. Aici participă, desigur, absența vaccinării profilactice la fetele tinere, o campanie care, din păcate, a eșuat în România. Și, concomitent, debutul precoce al vieții sexuale al fetelor tinere, o problemă reală cu care ne confruntăm tot mai des. De aceea, incidența cancerului de col uterin este în creștere. Etiologia acestuia a fost dovedită că este cauzată de infecția cu virusul papilomavirus, cu HPV, în proporție de 95% din cazuri, deci e aproape un noroc că știm această etiologie. Majoritatea cancerilor sunt etiologia, cum majoritatea cancerilor, etiologia nu este cunoscută. Faptul că știm dinamicul cu care ne confruntăm, screening-ul și depistarea precoce este foarte facilă în cadrul cancerului, acestui tip de cancer. De aceea felicit această inițiativă, sper să aibă succes, pentru că acest proiect se remarcă prin depistarea precoce, dar și prin asigurarea tratamentului. Astfel încât e greu pentru o femeie să investească, să zicem, într-un test Papanicolaou care costă aproximativ 100 de lei. După aceea, dacă el este anormal, să investească într-o genotipare HPV care ajunge la 400 de lei și
și după aceea investigațiile care urmează, respectiv colposcopie, tratamentul cancerului incipient și nu mai vorbesc de complexitatea cancerului de col care implică tratamente complexe. Deci acest proiect, prin aceasta m-a captivat și m-a convins să particip la diseminarea lui. Pe lângă depistare, asigură și tratamentul, adică femeia este conținută în continuare și problema este rezolvată. Vis-a-vis de acest subiect tabu pentru femei, eu zic că trebuie să depășim această situație. Orice cancer de col uterin, cu cât este mai precoce depistat, cu atât șansele de vindecare sunt mai mari, indiferent în ce stadiu este depistat. A nu ști înseamnă că nu avem această patologie. Sunt cancere vindecabile în proporție de 100% cu mijloacele moderne și participarea Institutului Oncologic Regional Iași mi s-a părut garanția pentru profesionalismul și proprietatea medicală a acestui proiect. Deci este un centru recunoscut din punct de vedere medical, în care am dat încrederea că va gestiona corect și eficient această patologie depistată. O altă problemă este accesibilitatea în cadrul mediilor defavorizate, pentru că majoritatea femeilor care ar trebui să beneficieze de acest proiect nu au nici Facebook, nu citesc nici presă, nu au atâta orată la medicul de familie. Deci cheia succesului o văd în participarea Serviciului de Asistență Socială a Primăriei și felicit această inițiativă, pentru că majoritatea femeilor cărora ne adresăm sunt cele care au un standard de viață și un nivel socioeconomic mult scăzut. De aceea ele vor fi principalele beneficiare. Îmi doresc ca acest proiect să se extindă și la nivelul județului, pentru că mediul rural este o altă problemă cu care ne confruntăm noi ca medici. De acolo provin majoritatea cazurilor care ajung la spital în stadii depășite, forme avansate de cancer și care au o adresabilitate scăzută către prevenție. De aceea îmi doresc în curând să putem opta și comunele din jur pentru a beneficia de acest proiect, cu care mea foarte mult. Mulțumim! Doamna consilier Bogdan. Mulțumesc! Aș dori să încep prin a mulțumi dumneavoastră de recunoștință celor prezenți, pentru că prin însăși prezența dumneavoastră ne ajutați în procesul de informare și conștientizare a importanței acestui program, astfel încât informația să ajungă la publicul țintă. Amintesc și eu o dată că acest program de gestare gravidă se adresează tuturor femeilor cu vârste cuprinse între 25 și 64 de ani, iar gravidele și mamele care adoptează nu fac excepție, desigur, dacă au acordul medicului obstetrician ginecolog. Vă rog să avem în vedere sau să aveți în vedere faptul că, conformitate cu statisticile publicate de Societatea Română de Microbiologie, cancerul de col uterin este principala cauză de mortalitate a femeilor din România, care au vârstele cuprinse între 14 și între 15 și 44 de ani. Peste 4.300 de femei merg la acest diagnostic, aproximativ 2.000 dintre acestea pierd lupta cu el, asta înseamnă undeva la de peste 3 ori în viața europeană. Ce aș vrea să mai pun în vedere și nu vrea ca cei interesați de testare să știe este că această procedură, acest examen de screening, nu este unul dureros, poate cel mult ușor incomportabil și adresez rugămintea tuturor persoanelor interesate de testare să ne contacteze pentru orice informații care sunt necesare privitor la acest subiect, nu știu, privind condițiile de testare, condițiile de recrutare, procedura de recrutare, modul de transmitere la HPV și orice alte particularități referitoare la acest subiect. Nu pot să ratez ocazia să reamintesc de faptul că există profilaxie prin vaccinare împotriva tulpinilor oncogene la HPV. Acest vaccin fiind adresat atât femeilor cât și atât persoanelor de sex feminin, cât și persoanelor de sex masculin, care au vârste cuprinse între 9 și 45 de ani. Și încă un aspect poate mai puțin cunoscut, pe care vreau să-l
și prin simplul fapt al nașterii sau prin simplul act al nașterii, născuții sunt expuși contaminării, mă rog, îmbolnăviri cu virusul HPV, sigur dacă mama este la rândul ei contaminată. Vă mulțumesc, sau vă mulțumesc tuturor celor care vă vor ajuta în procesul de, în continuare, în procesul de conștientizare a importanței acestui screening și care vă vor ajuta să facem prin intermediul acestui program educație prin și pentru sănătate și vă așteptăm în număr cât mai mare la testare. Mulțumesc! Concluzionând așa și sub un aspect personal și eu fiind tată de fete, cred că e momentul să punem accent pe prevenție și în același timp să renunțăm la prejudecăți. Ceea ce îmi doresc eu, cum au spus și colegii mei, este că dacă vom avea adresabilitate în municipiul Bacău, să extindem acest proiect în tot județul. Veste bună pentru elevii școlii George Enescu Moinești. S-au finalizat investițiile de 1,5 milioane de euro. Veste bună pentru elevii școlii gimnaziale George Enescu Moinești, căci s-au finalizat procedura de recepție a lucrărilor, un important obiectiv de investiții din municipiul Moinești. Este vorba de școala gimnazială George Enescu, iar valoarea totală a investiției este de aproape 1,5 milioane de euro. Constructorul și-a ținut promisiunea de a finaliza toate lucrările până la data începerii anului școlar, de așa manieră încât elevii să se poată bucura de o școală cu adevărat europeană. Atât corpul A, cât și corpul B de la această unitate modernă de învățământ sunt pregătite să îi primească în clasele luminoase pe copiii din această zonă a municipiului. Complementarea acestor lucrări este finalizat și gata pentru o folosință îndelungată și terenul de sport amenajat cu gazon sintetic la standarde excelente de calitate, o investiție din bugetul local al municipalității. Mai mult decât atât, printr-un efort financiar comun al unității de învățământ și al primăriei, au fost realizate și aleile de acces cu pavele și reamenajate spațiile verzi. Este doar o parte a unui proiect amplu care și-a propus reabilitarea și modernizarea tuturor unităților de învățământ, de așa manieră încât tânăra generație să aibă acces la o educație de foarte bună calitate în școli și licee moderne. Am început împreună transformarea orașului nostru într-un municipiu european. Continuăm împreună, a declarat primarul municipiului Moinești, Valentin Vieru. Marți, 31 august, cerul se înseninează, maxima zilei ajunge până la valori de 25 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 16 grade Celsius. Sunt posibile furtuni cu frecvente descărcări electrice. Miercuri, 1 septembrie, cerul va fi în continuare senin, maxima zilei urcă până la 26 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 16 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pe pagina de Facebook Acum TV Kids.